Bună ziua, suntem la Mobile World Congress. Vă prezentăm astăzi un telefon anunțat acum câteva ore în urmă. Este vorba de Nokia 220. După cum ne putem da seama, cred că este urmașul Nokia 210. Cum ne-a obișnuit Nokia, un telefon clasic, cred că nimeni nu poate să-i bată la un astfel de design, funcționalitate și fiabilitate. Este foarte bine construit, plasticul nu pare de foarte bună calitate, însă este neînșeală aparențele, este un plastic foarte solid, telefonul este foarte bine asamblat. Principala caracteristică, uitându-ne la el, este că această tastatură este rezistentă la apă și la praf, un lucru care cred că este foarte ok pentru un astfel de telefon. Are un display destul de generos, vine în variantă dual SIM, cum ne-a obișnuit deja Nokia, vă vedeți două cartele. Are pe spate o cameră de 2 megapixel, un difuzor, o lanternă, o vedem aici, care se activează foarte ușor din butonul de navigație în sus, un lucru foarte folositor. Avem aici o mufă mini USB pentru căști, meniul este absolut clasic de Nokia, ceea ce foarte multe persoane încă caută. După cum vedeți, nu prea am ce să vă zic nou. Avem browserul de internet, direct Facebook, Twitter pentru cei cu rețelele de socializare, Yahoo Messenger, joculețele clasice care le găsim pe Nokia. Meniu de setări clasic, conectivitate, ne uităm, Bluetooth. Nu prea avem foarte multe lucruri să spunem despre el, am vrut doar să-l trecem în imagine așa și o filmare scurtă. Este vorba de urmașul Nokia 210, Nokia 220. Bineînțeles, când îl aduce în shop, vom face un review mult mai complet despre acest telefon, care cred că din nou va surprinde prin prețul foarte scăzut, așa cum ne-a surprins și Nokia 210. Bineînțeles, nici nu pot cere foarte mulți bani pentru un astfel de device. Acesta este Nokia 220. Când îl vom primi și noi în magazinul nostru, noi vom face un review mult mai detaliat.